Este foarte greu pentru ei, să știți. Este foarte greu, nu greu, foarte greu este. Că de la mintea lor de acum, de la anii lor, el trebuie să fie tot stresat, tot îngândurat, pentru că luna așa de repede trece, facturi vin, rata la bancă vine, băncile au niște dobânzi de... Te lasă de dorit, nu altceva. Greu, foarte greu este, să știți, foarte greu. Și chiar m-am uitat, de exemplu, la copilul meu cel mic, care 35 de ani a făcut. Să știți că parcă dă n-ajunsurile astea, bine, în final la el nu este problema, dar și el cu lucrurile lui care le are, parcă și să trec, să îmbătrânesc mai repede de timpul care trebuie. Tinerii nu mai au niciun viitor în această țară, spune Maria. Timișoreanca vede cum tinerii se irosesc în România sau aleg calea străinătății pentru că aici nu își pot face nimic. Stresul, spune Maria, îi încearcă pe aceștia încă de la vârste fragede și îi îmbătrânește înainte de vreme. Problema de la baza acestei piramide fiind sărăcia și un stat care, pe lângă faptul că nu îi ajută, le mai și bagă bețe în roate, susține femeia. E mult stres în rândul tinerilor. Este foarte mult stres. Foarte mult este. Foarte mult este. Și nu-i corect așa ceva. Nu, nu. Eu știu când eram copilă, părinții mei lucrau la CAP-ul, că atunci ai vrut, n-ai vrut, tot trebuie să ai o porție, cum se zicea, dacă vroiai să-ți rămână grădina de acasă, dacă nu ți-o lua CAP-ul. Dar nu era stresul, nu era lumea așa ca acum. Doamne, abia apucam să vină primăvara, să punem în grădine, duceam neam la neam, vecin la vecin, azi la mine, mâine la tine, poi mâine la... E, în final, acum s-a terminat cu totul. Acum te-ai uitat numai pârcu. Dacă eu mi-am făcut ceva, a, păi și normal, are pe cineva, dă bani, de-aia face. Nu este adevărat, nu este adevărat. Aici s-a ajuns lumea de răutatea care este de la scumpiri, de la neajunsul, de la toate, nu ne mai putem vedea om pe om. Deci nu ne mai putem vedea. Preconizați un viitor rău, sumbru în acest sens? Deci rău, rău. Pentru că eu nu văd lucrurile, să zic, băi, zic, de la o lună la alta... se vorbește ceva mai bine sau mai ăsta, nu. Deci tot numai de scumpiri, tot numai de tâmpenii din astea. Deci nu, nu, mai bine nu are cum să mai fie. Niciodată. Maria spune că îi compătimește pe tinerii care sunt sortiți eșecului de cele mai multe ori doar pentru că s-au născut în țara greșită.